Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon, iată că de data asta în studioul Capital TV, aici la televiziunea pe bună, îi avem ca invitați în cadrul emisiunii de promovare electorală pe domnul Emanuel Cleș, candidat ALDE la funcția de primar al Devei, și pe domnul Ștefan Tiriteu, candidat ALDE pentru Consiliul Local Deva. Bună ziua, domnilor! Bun venit în studioul Capital TV! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, mulțumim pentru invitație! Cu plăcere și în același timp cu interes, pentru că alegerile locale în speță înseamnă candidați, candidații înseamnă programe, propuneri, idei, poate un alt fel sau un alt lucru pentru localitatea unde candidează, în speță municipiul Deva, reședința județului Hunedoara. Nu știu cine sunteți dumneavoastră, mă uit la dumneavoastră, pe domnul Cleș îl cunosc, și atunci cred că de data asta, domnule Cleș, cu permisiunea noastră, o să încep cu prietenul, colegul dumneavoastră, domnul Tiriteu. Cine sunteți dumneavoastră, domnule Tiriteu? În primul rând aș putea spune că sunt un devean. Aici m-am născut, aici am copilărit, am fost la creșă, grădiniță, școală. Am absolvit în anul 2010 Colegiul Național Decebal, după care o perioadă am mers la studii la București. Acolo am urmat cursurile Facultății de Drept și ale Academiei de Studii Economice, iar ulterior am făcut un master la SNSPA, o secție în limba engleză, Security and Diplomacy. Imediat după ce am terminat facultatea, am intrat în mediul ONG, unde împreună cu mai mulți prieteni din Deva am reușit să ne formăm o comunitate a devenilor la București și am organizat proiecte culturale, educaționale și sportive pentru tineri și pentru seniori. Ulterior, după activitatea în mediul ONG, am ocupat acolo funcție de președinte timp de 5 ani de zile la respectiva asociație, iar ulterior am urmat o carieră în mediul public, în administrație. Am fost la Centrul pentru Tineret, șef serviciu, un an jumătate, iar mai apoi director general adjunct. Pentru Tineret unde? La nivelul municipiului București. Este o instituție publică în subordinea Consiliului General al municipiului București, a Primăriei Capitalei, ca să spun mai exact. Iar ulterior am mers pe latura persoanelor vârstnice, am activat în mediul seniorilor, ca director general adjunct la Centrul pentru Seniori, tot la nivelul municipiului București. Iar împreună cu aproximativ un an de zile, împreună cu soția, am luat decizia de a ne întoarce acasă. De la începutul anului suntem aici non-stop. Am decis să ne mutăm cu totul în Deva, pentru că am considerat că Deva este un oraș oportun pentru a ne crește copiii. Avem un băiețel de 2 ani și o fetiță de 2 luni și am considerat că mediul familial cu părinții noștri, cu bunicii, ar fi mai benefic pentru copiii noștri pe termen lung. Domnule Tiriteu, teoretic, dumneavoastră, sună frumos ceea ce îmi spuneți, că mediul familial, că alea, dar să lași, domnule, Bucureștiul să vii în Deva. Deci, mă luați cu din asta, cu mediul familial, cu să vezi, să nu crezi. Eu nu vă cred. Să știți că a fost o decizie foarte dificilă, pe care am fost nevoit să o iau, pentru că am renunțat la job. Într-adevăr, a fost un job foarte bun, dar am considerat că pe termen lung e mai bine pentru noi. Se pare că viața liniștită s-ar putea să fie mai benefică pentru noi decât viața în stres, în aglomerație, zi de zi. Munceam foarte mult la București în fiecare zi, ajungeam la 9-10 seara acasă. Cu doi copii mici, soția era direct responsabilă de creșterea lor, nu avea ajutorul părinților, trebuia să luăm îngrijitoare pentru copii și niciodată nu își făcea treaba la fel cum și-ar face treaba o bunică. Niciodată nu se ocupă un străin de copiii tăi cum te-ai putea ocupa tu. Și am considerat că e mult mai bine pentru noi. Mă credeți sau nu, ăsta este adevărul. Acum încep să vă cred. Ăsta este adevărul. Altceva nu am ce să spun. Deci acum încep să vă cred, că ați început cu povestea cu bunica, acum nu-și face nimeni treabă, foarte mulți, da. Domnule Cleș, ce mai faceți? De la foarte bine înspre excelent. Cum reușiți? Ia oferiți-ne și nouă rețetă. Este tot ceea ce are nevoie un om, este să aibă optimismul încă în fiecare zi în suflet. Așa. Și mă gândeam la ce a spus dumneavoastră, întrebarea pe care ați adresat-o prietenului meu, Ștefan Tiriteu. Cum a lăsat-o Bucureștiul pentru Deva? Păi da. Eu l-aș întreba, sau îmi pun o întrebare. Da, atenție, să nu fiți populist acum.
Nu sunt populist. Vă rog. Sunt un om realist. Așa. Vă spuneam că sunt optimist. De ce am fost oare nevoie să lăsăm DEVA pentru București? Păi de ce? Pentru bună că, întrebare. Pentru că odată a ajuns la București, Ștefan a spus, a părăsit, a plecat, a fost nevoit. S-a văzut în fața faptului implicit în care a trebuit să ia o decizie pentru a-și urma cursurile universitare și post-universitare, fiindcă a făcut și un master la SNSPA, iar acest oraș, municipiul și de județ, frumos, nu îi oferea această perspectivă. Și în ceea ce mă privește pe mine, la vârsta absolvirii liceului, am fost nevoit să urmez cursurile Facultății de Științe Economice de la Timișoara, pentru că în municipiul Deva, nici în anul 2020, nu avem o universitate sau, să nu vorbesc de un centru universitar, de un campus studențesc, unde devenii sau hunedorenii să-și poată aprofunda studiile într-un domeniu sau altul pe care ei îl consideră potrivit pentru viitorul lor. Deci, întrebarea s-ar pune, nu, de ce te-ai întors? Eu mă bucur să văd că mai sunt tineri care, nevoiți fiind să părăsească orașul pentru studii sau în căutarea unui loc de muncă, aleg totuși, la finalizarea studiilor sau într-o oarecare circumstanță, să revină în oraș, în Deva, pentru că și Deva poate să fie un oraș, poate nu detalia Bucureștiului sau a Timișoarei, dar măcar ca și Alba Iulia, ca și Sibiul, ca și orașe mult mai mici decât marile orașe ale României, dar oarecum similare din punct de vedere al numărului de locuitori cu ceea ce a fost cândva Deva și am speranța că va deveni. Dumneavoastră candidați pentru funcția de primar, dumneavoastră pentru cea de consilier local. Candidatura asta implică niște proiecte, niște promisiuni, ca să spun așa, electorale, niște propuneri electorale. Candidatura noastră, în ceea ce mă privește pe mine și pe toți colegii mei de la ALDE DEVA, care sunt pe lista de consilieri și nu numai, pentru că a trebuit să ne rezumăm la doar 27 de membri pe lista de consilieri locali, pentru că așa prevede legea electorală. Noi considerăm că suntem pregătiți și avem o responsabilitate și o capacitate de a implementa proiectele pe care le propunem devenilor și proiectele pe care le scoatem în programul nostru electoral sunt, de fapt, soluțiile la problemele de zi cu zi ale comunității de vene. Pentru că în programul meu de guvernare locală, în programul meu, sună prea brut, în programul nostru, ne dorim, am și spus-o un pliant și am adus și un pliant astăzi cu mine în emisiune, ne dorim un lucru firesc pe care toată lumea și-l dorește. Noi considerăm că devenii merită o viață mai bună, asta am și scris în pliant, și am pornit în această competiție nemulțumiți de faptul că administrația publică din Deva astăzi este lipsită de credibilitate și de performanță. De ani buni de zile, Deva stagnează. Gradul de dezvoltare, de evoluție a orașului, raportându-ne la orașele vecine, este mult încetinit. Adică, dacă Oradea are o explozie, a avut o explozie și se vede unde a ajuns, dacă Timișoara, dacă Aradul au explodat în ultimii ani, Deva, din păcate, tot într-o conducere liberală, în fruntea municipalității, nu a avut același salt, nu a avut aceeași dezvoltare. Și atunci, am conceput acest program de dezvoltare plecând de la premisa că devenii merită o viață mai bună și am luat în calcul toate elementele esențiale din viața unui om. Pentru că vrem să ne adresăm în mod special celor care sunt părinți și dau naștere unor copii, până la cei care sunt persoane mai vârstnice, de care trebuie să avem grijă, să nu ne mai regăsim în situații cum astăzi sunt în municipiul Deva, părinți abandonați sau a căror copii au plecat peste hotare la muncă, părinți care așteaptă săptămâni și luni să-și întâlnească nepoții, bunici care, uite că simt lipsa acestor nepoți, bătrâni care locuiesc în apartamente învechite, care nu sunt izolate termic, care au o problemă în a-și depozita gunoiul sau de a-și procura cele necesare. Deci am început considerând că principala problema noastră a devenilor este depopularea masivă a orașului. Bineînțeles, sunt mai multe cauze care au dus la această depopulare. Ceea ce am constatat este că de la fiecare recensământ, ultimul a fost făcut în 2011, dacă nu mă înșel, am constatat un număr tot mai mic de persoane care și-au declarat
domiciliul în municipiul Deva. Cred că acest aspect este unul care trebuie să-l luăm în considerare și pentru aceea, în programul de guvernare locală pe care, mă repet, este trecut în această broșură, acest pliant, la capitolul social se găsește o măsură de sprijinire privind creșterea natalității prin acordarea de stimulente financiare și vouchere medicale tuturor părinților care se gândesc să rămână în municipiul Deva, să-și mărească familia și care, prin nașterea de copii, vor contribui la creșterea natalității. Temeiul deci este oarecum un ajutor, un stimulent pentru a da naștere. Temeiul legal este... Da. Se va iniția un proiect de hotărâre de Consiliul Local, care, prin votul majorității Consiliului Local, va deveni... hotărâre de Consiliul Local, la fel cum se alocă tichete gratuite pentru pensionari, a căror pensie este sub nivel, un anumit nivel, la fel putem acorda stimulente financiare și vouchere medicale pentru cei care vor să-și întemeieze o familie. Știți că această practică a fost implementată, funcționează în București, deci nu venim să inventăm roata sau să... sunt doar niște exemple de bune practică care au funcționat în România, în perioada în care trăim, și au dat rezultate eficiente. Deci, uite că și în Deva putem pleca de la acel capitol al vieții, de la naștere, pentru că acele familii trebuie să aibă o stabilitate și trebuie să fie încurajate într-o societate în care lipsesc cu desăvârșire locul de muncă, într-o societate în care, într-un oraș, un municipiu reședință de județ, unde nivelul de salarizare este sub media României, trebuie cumva să le asigurăm un cadru încurajator sau sustenabil pentru întemeierea unei familii. Aș veni cu misiunea noastră în completarea celor spuse de Emanuel. Ați întrebat mai devreme de cadrul legal. Aș vrea să completez prin faptul că legea asistenței sociale prevede expres posibilitatea acordării acestor beneficii. Este foarte clar scris că se pot acorda vouchere, stimulente financiare, ajutoare sociale diverselor categorii de persoane. Fie că sunt persoane cu dizabilități, fie că sunt persoane vârstnice, femei însărcinate sau diverse categorii de persoane. Deci temei legislative există și coroborat cu o hotărâre de Consiliul Local pentru punerea în practică a acestei legi se poate face în deplină legalitate. Eu vă propun altceva, domnilor. Dacă tot vorbiți despre acel pliant, acel flyer sau ce este el cu care ați venit sau cu care mergeți în campanie electorală, probabil că flyerul ăsta o să-l distribuiți oamenilor sau ați început deja să faceți? Se distribuie, am ales să ajungă în fiecare cutie poștală a fiecărui cetățean cu domiciliu pe raza municipiului Deva și a localităților aparținătoare, deci probabil că în decurs de o săptămână... Eu aș propune să-l și explicați puțin, adică pur și simplu să-l deschideți. Mi-ați dat și mie unul chiar înainte de a începe emisiunea, m-am uitat peste el. Imaginați-vă că votez undeva ceea ce nu se întâmplă și trebuie să mă convingeți de ce ceea ce scrie aici este cel mai bine pentru mine și să-mi și explicați. Eu aș vrea să încep de la un aspect foarte important care este necesar în orice comunitate și în societate în ansamblu, și anume educația. Acesta este primul aspect pe care noi l-am prevăzut în programul nostru de administrare locală. Tocmai, că e primul punct. Exact. Și venim cu lucruri concrete în sprijinul devenilor pentru a pune în practică acest program. Și anume, vrem să implementăm și să dezvoltăm un sistem de învățământ profesional și tehnic, anume învățământul dual, pentru a suplini forța de muncă specializată pe anumite domenii de care este nevoie în municipiul Deva. În momentul de față există un sistem de învățământ dual, dar ineficient. Nu funcționează la randament maxim, nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Dar de ce? Pentru că nu există interes și nu există viziune în acest sens. Noi am fost pe strada liceelor Titu Maiorescu și am identificat zone cu potențial în acest sens. Fostul liceu Traian, fostul liceu de construcții, toată zona de acolo a fost de la început gândită exact pentru așa ceva. Spațiile respective pot fi foarte ușor reconvertite și învățământul dual să producă într-adevăr buni profesioniști. Gândiți-vă la domenii precum
Electricieni, sudori, constructori specializați, de care este mare nevoie în societate, dar nu există pregătire în acest sens. Acesta este un pilon pe care l-am abordat cu învățământul dual, iar alt pilon este cel al învățământului universitar. Deva este singurul oraș, reședință de județ din această zonă, care nu este un centru universitar, care nu are o universitate proprie. Există într-adevăr o secție a Academiei de Studii Economice din București, învățământ la distanță la noi, dar nu este suficient. Este necesar ca Deva să fie un centru universitar. Nu va fi niciodată la nivelul Timișoarei, probabil, dar cum de în Alba Iulia se poate? Alba Iulia are universitate, Petroșani are, Arad are, doar la Deva nu există o universitate proprie care să genereze specialiști, care să genereze forță de muncă specializată în domenii de activitate. Păi bun, dar Universitatea de la Petroșani a fost creată cu ani mulți în urmă, când acolo funcționau minele, ea avea un anumit specific, în timp s-a adaptat. De acord. Și așa mai departe. Și atunci la Deva, ce fel de universitate ați vedea dumneavoastră? Ne-am gândit la mai multe domenii de activitate care ar fi necesare pentru comunitatea deveană, și anume domeniul economic, domeniul juridic și domeniul agronomic. Gândiți-vă că în jurul Devei sunt licee cu profil agricol. Tânărul care urmează un liceu cu profil agricol, să spunem la Gioagiu, că toată lumea știe de liceul agricol de la Gioagiu, dacă vrea să facă o carieră, să se specializeze mai departe în acest domeniu, în agronomie, nu are nicio variantă. Deva ar fi un potențial foarte mare pentru așa ceva. Bun, acum trecem peste chestia asta. Știu că foarte mulți tineri care termină anumite licee se duc spre agronomie în ideea în care au fost alocate fonduri europene dacă erai absolvent de agronomie, agronomie și lucruri de genul ăsta. Am luat în calcul tot mai acest aspect. Mi-aduc aminte că înainte de 1989 toată lumea fugea ca dracu de tămâie de liceele agricole. Aveți dreptate. Pentru că erau cele mai slabe și cele mai... Noi am luat în calcul strategia de dezvoltare 2021-2027 și cu siguranță și pe respectiva strategie se vor aloca fonduri pentru domeniul agricol, pentru că România are potențial și zona noastră, Deva, are potențial inclusiv agricol. De ce să nu profităm de aceste fonduri europene care sunt tocmai pe domeniul agricol și să nu înființăm la Deva o universitate proprie cu profil agronomie? Pentru că este potențial, sunt tineri care ar vrea să urmeze facultăți, trebuie doar să le facilităm accesul. Și am mai avut un aspect în vedere când ne-am gândit la domeniul educației. Vrem să transmitem tuturor cetățenilor, tuturor devenilor, că instituțiile publice sunt în slujba noastră, nu invers. Și când zic instituții publice, mă gândesc la primărie în ansamblu, mă gândesc la școli. Am fost alaltăieri la școala numărul 4 din Gojdu. Am văzut acolo niște garduri imense de 5 metri, de parcă era penitenciar. Eu mi-aduc aminte că în copilăria mea, în Deva, în continuu ieșeam în curțile școlilor cu colegii, cu prietenii, băteam mingea, jucam fotbal și socializam. Acum toate școlile sunt închise, nu din cauza pandemiei. Dinaintea pandemiei, terenurile de sport din incinta școlilor sunt închise. Noi ne propunem să schimbăm acest lucru. Nu este un cost adițional absolut deloc, e nevoie doar de bunăvoință și o hotărâre de consiliu. Tot ce înseamnă școală de pe raza municipiului Deva trebuie să aibă curțile deschise pentru copii, pentru că sunt în slujba noastră. Au paznic care are acolo program 24 de ore din 24, care trebuie să asigure paza. Explicați-mi dumneavoastră de ce sunt închise pentru copii. Ca să nu spargă geamurile. O explicație pe care vă spun, nu cred, că și dumneavoastră spuneați. Sunt paznici. Păi de ce credeți că sunt închise? Păi sunt paznici, care asta e meseria lor. Și românul de ce închide curtea școlii? De ce credeți? De comoditate, lipsă de interes. Dom'le, ca să nu se distrugă, să nu spargă geamul, atât îi duce capul. Gândiți-vă la ce beneficii are ieșitul ăsta al copiilor în curtea școlii. Să nu-i strice plasa de la... Unu, sănătate. De la portă. Da? Unu, sănătate. Doi, socializare. Exact. Se creează o comunitate de cartiere. Mi-aduc aminte că făceam competiții între cartiere. Meci de basket între Dacia și Gojdu. Această competiție duce la performanță. Să nu se adună în curtea școlii, să se bată. Să se bată. Sunt copii, nu sunt animale. Trebuie să-i protejăm. Da, trebuie să eu v-am spus ce gândesc unii și alții. Bun, acum știți că mai sunt și cazurile care... Eu consider că această gândire este cumva trecută. Trebuie să vină un suflu nou, trebuie să vină o viziune nouă care să se adapteze la societatea din momentul de față. Dacă ne blocăm în timp, în urmă cu 30 de ani, o să rămânem acolo. Dacă nu alegem oameni noi care vor să schimbe lucrurile, care sesizează lucruri mărunte sau majore pe care vor să le îmbunătățească, o să rămânem fix în anii 90. Și dacă tot am zis de școala numărul 4, școala numărul 4 e ca în anii 90.
Am fost acolo și e trist, dezolant cum arată. E școală europeană. Mie îmi plăcea școala. Păi și mie îmi plăcea, dar atunci era pentru momentul respectiv, dar acum nu mai îmi place. Și dacă toți suntem la pilonul sau la capitolul de educație, să știți că educația și formarea profesională poate să fie continuă. Adică nimeni să nu înțeleagă că odată fiind absolvent de universitate sau știu o școală masterală sau doctorală, ai atins apogeul în alea învățatului. Ceea ce am constatat eu și cu colegii mei este că în DEVA lipsesc foarte mult formatorii de școlile de-astea de formare profesională continuă, furnizori acreditați de formare profesională continuă. Tocmai de aceea am luat decizia ca tot se discută despre acea digitalizare care se lasă de foarte mult timp așteptate, care era foarte necesară și utilă în perioada asta de pandemie și care credem noi că ar trebui să aibă un ritm accelerat de a implementa, să fie implementată, tocmai pentru că ea vine ca o simplificare a activității sau a interacțiunii între cetățean și administrație. În acest sens, am luat decizia că vom iniția un proiect de hotărâre de Consiliul Local, încă din prima lună de activitate a Consiliului și a mea ca și viitor primar, pentru a înființa un centru educațional unde locuitorii municipiului Deva, fie că au 18 ani, fie că au 60-70 de ani, să poată participa la cursuri, la tot ceea ce înseamnă utilizarea unei platforme electronice de a comunica cetățeanul cu primăria și cu entitățile publice aflate în subordine. Astăzi, ca să scoți un certificat de atestare fiscală, te prezinți în așa renumitul, frumosul birou unic, sau nu știu cum ni l-a prezentat domnul primar, ca fiind o cea mai mare realizare a administrației în ultimii 3 ani, stai la coadă, aștepți să-ți vină rândul, să fii dezinfectat, să-ți fie luată temperatura, cred că se ne verifică și la amigdale, ca nu cumva stai așa un gât. Acolo nu cred. Încă nu. Când lucrurile ar putea fi foarte simple, pe o platformă digitală pe care să o cunoască, să o știe utiliza toți cetățenii, că degeaba oferi infrastructura necesară, când omul de rând, cetățeanul, poate mama sau bunica, numai bunicii noștri, nu cunosc să o utilizeze. În acest sens, am spus că acest centru educațional este necesar pentru toți cetățenii, dar și pentru personalul care va fi nevoit să stea de cealaltă parte a platformei, adică care să răspundă la solicitări, la problemele comunității. Pentru că nu e așa. Și astăzi, dacă intrăm în primăria municipiului Deva și în multe compartimente, găsim oameni care nu știu să folosească nici măcar Word-ul, nu să mai povestesc despre Excel. Chiar așa? Chiar așa am ajuns, da. Să știți că am fost, când mi-am declarat, poate aveam nevoie să-mi scot un certificat de atestare fiscală, am stat 5 minute ca să-mi fie redactată o cerere sau să-mi fie liberată o chitanță pentru plata impozitului. Deci sunt niște chestiuni care sunt primitive din punctul meu de vedere, care în anul 2020 și în anii care urmează nu au ce căta într-o administrație publică eficientă, iar această digitalizare ar fi soluția la rezolvarea multor probleme dacă ar fi bine implementată și dacă populația ar fi instruită ca să poată utiliza astfel de platforme, astfel de terminale, de device-uri pe care cu siguranță le-ar ușura viața. Deci, discutăm despre acea formare profesională continuă în a învăța deprinderi și abilități noi pe toată durata vieții. Bun, asta în ceea ce privește educația și dacă ar fi să mergem la sănătate? Sănătatea este un alt capitol care are multe probleme. Una dintre ele ar fi legată strict de faptul că accesul la anumite servicii medicale înalt calitative în Deva ne este oarecum îngrădit. Și spun acest lucru poate și plecând de la premisa faptului că suntem puțini, adică datele demografice ne fac ca anumiți investitori, anumite spitale private, particulare, furnizori de servicii medicale, care se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, evită să vină în Deva tocmai din acest considerent. Ceea ce mă preocupă foarte mult este ca să continui finanțarea Spitalului Județean de Urgență din Deva, a ambulatorului de specialitate, mă refer, pentru fiecare secție în parte, și nici de cum construirea unui nou spital municipal, că am auzit.
variante, voci că s-ar impune o astfel de construire. Păi da, Spitalul Județean de Urgență Deva nu este în subordinea și nici în patrimoniul primăriei și nici a Consiliului Se află pe, în raza UAT Deva. Păi da, este dar nu există nicio obligație de a cheltui bani cu el. Nu este obligație, este o responsabilitate. Eu înțeleg că până acum am fost obișnuiți să facem lucrurile doar obligații. Uite că de multe ori, dacă e să mă uit în fișa de post a primarului sau viceprimarului, nici obligați fiind de această fișă, nu și-au făcut îndatoririle. Tocmai de aceea mă regăsesc astăzi în acest platou. Faceți doar ce faceți tot la primar, ajungeți. Păi, peștele de la cap se împute, să știți. N-aș putea să arunc vina pe un portar că nu dă bună ziua unui cetățean când intră în instituție, dacă primarul nu impune un cod de conduită în cadrul instituției pe care o păstorește. Dar să revenim la sănătate. Deci aș continua acordarea acestor stimulente, ajutoare din partea municipalității Deva, pentru că în contextul european și România este membră a Uniunii Europene, urmează să se construiască 8 spitale regionale la nivel de țară. Unul dintre acestea va fi în regiunea 5 Vest. Deci uite că Spitalul Județean de Urgență Deva și nu numai va fi degrevat de cazurile grave prin preluarea acestora de către spitalul regional. Deci el oarecum devine un spital municipal, faptul că se află în administrarea directă sau în coordonarea Consiliului Județean și nu a municipiului Deva, este vorba de o decizie pe care cei de la Ministerul Sănătății au luat-o când au descentralizat, zic ei, sistemul de sănătate publică. O decizie cu care eu nu am fost de acord și nu o văd ca fiind soluția. Cum e decentralizarea asta, mi se pare o mare prostioară, în sensul că în spital lucrează medici, e nevoie de avize de la Ministerul Sănătății, de tot felul de chestii de genul ăsta. De ce ar fi un spital în subordinea unei primării sau unui Consiliu Județean când ar trebui să fie, domnule, în subordinea Ministerului Sănătății? Atunci Ministerul Sănătății ce mai face? Ce păzește? Ministerul Sănătății se pare că nu poate gestiona nici măcar acele nenorocite de DSP-uri. Atunci să-l desfințăm. În România, și în anul 2020, bun, ajunge să avem focar de infecție. Contractele cu casa, deci numai trecem banii prin el sau ce facem? Birocrația, bani, o altă problemă a României și a Devei. Dar sperăm că apelând la acea digitalizare care spuneam de mult timp ar fi trebuit implementată, cu siguranță vor mai dispărea din birouri angajați care plimbă foaia, care sunt un cost pentru aparatul primăriei și pentru buzunarul devenilor. Deci, pentru sănătate, ar fi să finanțăm în continuare ambulatoriul de specialitate pentru a avea aparatură modernă, să fie echipat, dotat cu tot ce înseamnă mobilier și așa mai departe, dar sunt direct interesat ca devenii să aibă acces și la servicii private de medicale, atenție, nu înseamnă că vor fi nevoiți să scoată bani din buzunar. Sunt acele spitale care au relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar tu ca și devian poți alege. Mă duc să mă operez la un spital public, în speță Spitalul Județean de Urgență Deva, care va fi modernizat și care va avea aparatură de ultimă generație, sau pot să optez în baza aceleași asigurări medicale sau private, să mă operez la un centru medical privat. Deci, cred că această competiție, această concurență între sistemul de sănătate publică și sistemul privat de sănătate ar duce la o creștere a calității serviciilor, iar cred că și medicii ar putea să apară. Pentru că există și o lipsă de resurs uman, mă refer de medici, în municipiul Deva. Odată cu prezența acestor spitale în municipiul Deva, cu siguranță vor veni și cu medici. Deci nu voi fi nevoit ca să mă duc până la Timișoara pentru un second opinion sau până la Cluj. Aș avea aici, în Deva, o clinică privată care ar putea să-mi dea un diagnostic pe care să-l compar cu ceea ce am primit de la sistemul public. De ce ar veni clinica aia privată în Deva sau dacă ajunge Crăiș primar și colegul noastru consilier local, de ce ar veni clinica aia privată în Deva? Adică
Am înțeles, îmbunătățirea stării prin servicii medicale accesibile în parteneriat. Pentru că dacă ne uităm pe pliant, ajungem la mediul de afaceri și una dintre prioritățile noastre ar fi aceea de a crea un hub de afaceri în Palatul Administrativ, început în anul 1992 și nefinalizat nici până astăzi. Într-adevăr, acolo există o mare problemă referitor la acționariatul, dacă poți, proprietarii acestei clădiri, că sunt și Consiliul Județean, și Primăria, și Prefectura, Direcția de Statistică, Biblioteca, nici nu contează. Cert este că nici nu e simplu de rezolvat, pentru că toate sunt instituții publice cu bugete separate și e dificil să-i aducă toți la masă. Bun, și dacă se pun toți la masă, cred că cert este că putem să rezolvăm ca în această clădire să funcționeze astfel de o clinică privată de sănătate, de servicii de sănătate, unde să le putem oferi niște facilități, fie că discutăm despre niște chirii modice sau poate chiar sprijin pentru primii 2 ani de activitate. Deci uite că s-ar putea să-i atragem pe acești investitori care vor crea locuri de muncă, care vor contribui la creșterea calității serviciilor medicale și, bineînțeles, la o viață mai sănătoasă pentru deveni. Bun, apropo de viață, de chestii de genul ăsta, o viață sănătoasă și confortabilă înseamnă și infrastructură. Corect. Ce v-ați propus dumneavoastră să faceți din punct de vedere al infrastructurii pentru municipiul Deva, pentru deveni? Noi, având o gândire liberală la bază, am analizat situația pe teren, am discutat cu oamenii și situația pe care inclusiv noi o cunoaștem și am considerat că pentru dezvoltarea orașului un aspect foarte important este reprezentat de infrastructură și mediul de afaceri. Aceste două lucruri sunt corelate unul cu celălalt pentru că sunt interdependente. Dacă vă gândiți la partea centrului vechi, în momentul de față centrul vechi nu arată așa cum ne-am dorit. Haideți să luăm în calcul cum arată centrul vechi în Oradea sau în Alba Iulia. Ce spuneți dumneavoastră centrul vechi? Centrul vechi e zona pietonală de la... care nu mai e atât de pietonală, de fapt. Asta e o altă problemă. Zona pietonală unde stai la terasă liniștit cu familia și trec mașinile pe lângă tine nu se mai numește zona pietonală. Exact. Dar la un moment dat era de-a dreptul pietonală, acum văd că s-a revenit. E trist ce se întâmplă acolo. Mergi cu căruciorul, cu copilul mic și s-a revenit. Da, practic nu. Astăzi, dacă mergem acolo, lipsa poliției locale, neimplicarea... Dar acum nu este interes pentru așa ceva, din păcate. Gândiți-vă la toate cablurile de telecomunicații care sunt pe centru vechi acolo. Nu poți să faci o poză cu cetatea ca turist fără să-ți apară fire în cadru. Stați un pic, două secunde, domnul Ploieș. Eu mi-aduc aminte că a fost o perioadă în care de la Castelo nu mai intrai cu nicio mașină. De la parcarea de la Castelo mai în sus spre... Era gata, era clar. Nu vă faceți aminte de nicio există perioadă o singură, o, există o singură barieră nefuncțională era. În dreptul Camerei de Comerț și Industrie, a cofetăriei, noi dăm numele să nu-i facem reclamă, de unde începe Colegiul Național de Cebal. Exact. Dar vreau să vă spun că acea barieră este nefuncțională, este un semn cu accesul interzis și doar riveranii ar avea acces acolo, dar în realitate situația... Doar nu locuiește nimeni să sunt piesa la proprietari care locuiesc acolo, dar situația nu stă deloc astfel. Și astăzi, dacă mergem să servim o cafea sau un suc sau vrei să... sunt și pizzerii pe acolo, servești cina cu familia, trebuie să ai grijă la copii sau nu cumva să vină un, știu eu, inconștient, cu mașina sau cu bicicleta sau cu motoare, cu scutere. Spunea Emanuel, acum am urmărit despre biciclete și e un aspect foarte important la care ne-am gândit, pentru că în momentul de față în Deva există câteva piste de biciclete. Hai cum faceți să râd. Dar și pe mine la fel, tocmai de asta zic, există Există câteva. Unde, domnule? Există. Pe zona de centură. Eu nu cunosc. Pe zona de centură. Mai există una în față de la... Oare tot cum noastră am vorbit? Vedeți că există câteva. Două secunde să vă discutăm despre asta. Sensul giratoriu de la vechea poștă, da? Da. Și strada care duce în jos spre pe gara. Iuliu Maniu. Da, așa. Este acolo e un trotuar. Este impracticabil. Care e împărțit în două, jumate pistă de bicicletă, jumate... Eu vreau să văd și eu pe biciclistul care vine pe lângă bătrânica în cadru care merge pe... În accepțiunea administrațiilor locale, pistă de bicicletă a însemnat efectiv un marcaj pe trotuar. Nu asta înseamnă pistă de bicicletă. Pista de bicicletă trebuie să aibă niște cerințe, să aibă o anumită lățime, să fie cu un anumit material antiderapant și așa mai departe. Ce ne propunem noi? Să creăm undeva o centură verde a Devei.
pistele de bicicletă care sunt existente să fie făcute la standardele normale, la standardele europene și să legăm, adică biciclistul... Adică nu pictăm asfaltul, da, nu exact. Tragem două, trei linii și spunem pe aici merg bicicletele. Biciclistul să aibă continuitate, să poată face un traseu, să meargă de la Sântul Han dacă vrea, să meargă până la ieșire din Deva înspre cealaltă direcție, pe o pistă de bicicletă funcțională și continuă. Asta ne dorim și asta avem în plan. Este un mijloc de transport alternativ, prietenos cu mediul, toată lumea știe care sunt beneficiile ciclismului și sunt foarte mulți cicliști în Deva care ar vrea să practice sportul pe astfel de piste, doar că nu au unde. Să știți este că în anul 2020 discutăm și de piste de biciclete pentru biciclete electrice sau pentru acele trotinete, care în orașele mari ele există. Degeaba discutăm despre infrastructura de transport. De trotinete până la urmă. Ăla nu e sport. Vă rog. Nu, este un mijloc de mobilitate. De transport, da. Am putea ca la aceste piste de biciclete să asigurăm și niște stații de încărcare. Ele sunt electrice. Ajungi cu trotineta să mergi și să nu poți să o încarci. Ai un card, contactless sau pe telefon, foarte simplu, spui bicicleta până când mergi la primărie sau la impozite și taxe sau până la permise, lași trotineta afară, ea se încarcă, ai energia necesară ca să poți să-ți continui deplasarea în timpul zilei. Deci se pot face multe lucruri. Există fonduri europene pentru mobilitate urbană. Să parafrazez pe Deanu, acum o să spun ce îmi place să văd pe trotinete. Că v-a săturat de mafioți și de amețite. Da, mafioți și amețite pe trotinete. Râdem de trotinete și de biciclete și de toate aceste mijloace de transport, dar reprezintă o alternativă, o alternativă sănătoasă față de mașină. Decât să stăm în mașină, în trafic, să generăm poluare, nu mai bine mergem pe o pistă de biciclete modernă, europeană, exact așa cum trebuie, cu un mijloc de transport alternativ, fie că e trotinetă, role, bicicletă, orice ar fi. Dar să fie un mijloc de transport prietenos cu mediul. Că tot mă gândesc la aspectul legat de mediu. Yeah. Nu de mult s-au dat mai multe hotărâri de Consiliu care prevăd defrișări în zona Căprioara. Întrebarea mea e, asta e direcția în care vrem să mergem? Să tăiem păduri din jurul Devei? Adică Deva tocmai are o frumusețe, o atractivitate pentru turiști. Pe bun, defrișările alea mă gândesc că sunt motivate. Adică care ar fi motivul? Aspectul economic. Da? Nu am înțeles. Se defrișează, dar nu este prevăzut nicăieri că zona respectivă trebuie să fie reîmpădurită. Păi da, dar de ce se defrișează? Ca să se vândă lemnul. De ce credeți că se defrișează? Peste tot în țară se taie păduri din acest motiv. Este și chiar la noi. Economic. Vă lansez o provocare. Mergeți pe dealul Căprioarei, ieșirea dinspre Mintia, pe dreapta. De mult nu se vede absolut nimic în dreapta, pentru că era pădure, erau arbori seculare acolo. Acum se vede toată zona Mureșului pentru că e defrișat la ras. Am fost acolo săptămâna trecută. Pentru că mă preocupă ce se întâmplă cu municipiul Deva, mă preocupă ce se întâmplă cu pădurea și din păcate e trist să văd că se promovează defrișarea când promovarea ar trebui să fie tocmai invers, să împădurim zone care nu sunt împădurite, zona dealului Paiului, zona dinspre Sântul Halm. Acolo ar putea fi un potențial în acest sens. Și ne-am gândit, unul dintre proiectele pe care le propunem este tocmai împădurirea zonelor adiacente municipiului Deva. Dar de ce? Vreți să ascundeți municipiul Deva în pădure? Nu vrem să-l ascundem, vrem să avem un mediu sănătos pentru noi și pentru copiii noștri. Nu vrem să-l ascundem. Asta e potențialul Devei. Mă luați pe mine râsul, vrem să ascundem păi nu. Orașul. Nu, vrem să oferim o viață mai sănătoasă și mai bună și mai sănătoasă. Și aș pleca de acele trotinete pe care spuneați că o aminteați pe doamna Budeanu. Să știți că acest concept de mijloc de transport s-ar îmbina perfect într-un oraș turistic, despre care o să vă spun câteva idei pe care le avem și vrem să le implementăm undeva și ar fi o alternativă la mijlocul de transport în comun, pentru că dacă acest sistem public de transport în comun ar fi eficient, ar fi clar. Avem autobuze electrice, avem stații, infrastructura necesară, modernă. Într-adevăr, nu se mai cade să mai mergi cu bicicleta, doar dacă vrei să faci mișcare și atunci poți să mergi în pădure la Bejan sau așa mai departe, unde poți să ai un traseu montan. Dar pentru că un pilon important în accepțiunea noastră pe care noi putem să ne dezvoltăm ca și comunitate este turismul, aș vrea să vă spun că printre prioritățile noastre sunt cele de a dezvolta resursele pe care le avem și deja nu sunt exploatate la adevărata lor valoare, dar și să punem în valoare obiective turistice care stau la noi în comunitate, nimeni nu s-a orientat asupra lor,
și ar putea să aducă venituri și să genereze mai mulți turiști pentru municipiul Deva. Mai mulți turiști, bineînțeles că înseamnă și o dezvoltare a industriei, a serviciilor pe orizontală, pentru că știm cu toții, turismul înseamnă locuri de cazar, restaurante, terase și așa mai departe. Și atunci, categoric, lucrările de reabilitare și de modernizare ale cetății Devei vor trebui finalizate. Ele au fost începute în 2013 și în 7 ani. Nu am fost în stare, nu noi, cei din primăria municipiului Deva, să le finalizeze. Deci, clar, principalul obiectiv ar fi punerea în valoare, finalizarea lucrărilor și punerea în valoare și a face accesibil, a putea fi vizitat această cetate, pentru că altfel n-ai făcut nimic. Dar mai apoi, vreau să vă asigur sau să vă spun că la poalele cetății, cetatea fiind pe un con vulcanic, avem un izvor de ape termale. Cetatea care... pe un con vulcanic? Da. Este un con vulcanic care nu mai este activ. Nu mai este deocamdată activ. De foarte mult timp nu mai de este De foarte activ. Mult timp. Adică... Nici Vezuviu nu mai era activ. Nici nu o să trăim noi. Nici nu o să trăim noi așa mult. Și vreau să vă spun că la poalele cetății avem un izvor de apă termală. Parte din acest izvor este captat și îl folosim la Baia Sărată, dar debitul este suficient cât am putea să dezvoltăm acolo un complex termal. Devenea trebuie să știe că s-a început modernizarea pistei de atletism a stadionului municipal Cetate Deva, cum are el denumirea de ceva vreme, lucrări care au fost sistate, tocmai datorită faptului că pânza freatică este destul de la suprafață, iar acele, știu eu, excavații care s-au făcut pentru a turna pista de atletism au făcut ca apa să vină la suprafață și efectiv lucrările au trebuit să fie sistate. Deci, în gândirea mea, un stadion este necesar pentru municipiul Deva, dar un stadion poate să funcționeze și în periferia orașului, deci am putea construi o extindere a complexului Aqualand folosind acele ape termale pentru a face un complex termal. Și dacă toți suntem în jurul cetății și ne gândim că la 200 de metri, 300 de metri de complexul Aqualand se află centrul de pregătire al lotului național de gimnastică, un centru de pregătire care n-a mai fost de mult timp modernizat și care va trebui și el ajutat, pentru că să nu uităm, gimnastica mondială, în accepțiunea mea, a plecat de la Deva. Nadia Comăneci, Bela Caroli, Daniela Silivaș, Gina Cogean, Andreea Răducan și multe alte gimnaste, toate numai când au timp, s-a cam făcut, s-a cam terminat. Aia nu înseamnă că noi ne putem mândri cu ceea ce am fost și chiar să redevenim. Și mai mult de atât. Pentru aceasta m-am gândit, am și identificat un teren în complexul lotului național de gimnastică, unde am putea dezvolta și o să inițiez și o astfel de hotărâre de Consiliul Local, un muzeu al gimnasticii românești, pentru că gimnastica românească și mondială a plecat de la Deva, unde să putem expune un echipament, o cupă, o medalie, o istorie, poate chiar turiștii să intre în centru de pregătire al junioarelor, să dea o tură, să vadă exact sala unde acestea se antrenează, exact ca și la Barcelona. Eu am fost și am vizitat Camp Nou. Era ceva incredibil să văd vestiarul unde jucători precum Messi sau legende ale fotbalului, fie chiar ele românești, discutăm de Gică Popescu, să văd echipamentul din anii 1980 sau Gheata. Sunt niște chestii care generează valoare și care pot să pună Deva pe harta turistică a județului Hunedoara. La 500 metri distanță de acest muzeu se regăsește casa doctorului Petru Groza, fost prim-ministru comunist care a trăit în județul Hunedoara venind din zona Băciei și o casă care de când mă știu copil, de 30 de ani cred că sunt, da, e închis. Aveam impresia că în spatele casei, în acea grădină, locuiesc maimuțe. Au niște liane și tot timpul, așa aveam eu în imaginația mea, că acolo s-ar regăsi niște maimuțe. Cred că am putea să avem o discuție. Deci crești, vedeam maimuțe în parcul de la Deva. Da, la vârsta de 5-6 ani, cam asta înțelegeam eu din desenele care mă uitam la cartea și unglei. Prin clădirile de peste. Poate mai sunt și acum rătăcite și când nu știu ce caut acolo. Păi poate mutăm în liane și... Mutați dumneavoastră dacă ajungeți prima. Deci, ce să vă spun, am putea iniția niște discuții cu proprietarii acestui imobil și să încercăm să-l introducem în circuitul turistic, tocmai pentru a arăta o parte din istoria României și a faptului că
Petru Groza a fost unul dintre hunedorenii care au condus destinele românilor, au hunedorenilor și adevenilor. Da. Ce să zic? Am cam ajuns la final. Domnilor, trebuie să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Ce le transmiteți celor care în acest moment se uită la noi? Eu le-aș transmite tuturor devenilor, în primul și în primul rând, să mergem la vot. În momentul de față sunt foarte mulți candidați la primăria Deva. Nu putem spune că nu avem cu cine vota, nu putem spune că nu ne simțim reprezentați. Avem cu cine, alegeți-i pe cei mai buni. Noi considerăm că răspundem cerințelor pe care devenii le au, dar oricare ar fi părerea devenilor, e important să mergem cu toții la vot. Domnule Crăiș? Eu le-aș spune următorul lucru, că tinerețea echivalează cu speranță, iar viitorul se naște din speranțele celor care au o viziune și care sunt dispuși să muncească pentru ca visul lor să devină realitate. În acest sens, îi invit în data de 27 septembrie 2020 să participe într-un număr cât mai mare la vot și să-și exprime opțiunea, votul pentru cei alături de care vor dori să-și construiască viitorul. În varianta noastră, celor de la ALDE, credem că noi suntem soluția la toate problemele cu care municipiul Deva se confruntă. V-aș invita așa, drag deveni, să ne acordați un vot de încredere, votați poziția 4 pe buletinul de vot în ceea ce privește candidatul pentru funcția de primar, iar pentru a-mi asigura o majoritate în Consiliul Local și pentru a putea să-mi implementez cât mai rapid proiectele, vă rog frumos să votați lista de consilieri ALDE pe care îi veți regăsi la poziția 5 pe buletinul de vot pentru alegerea Consiliului Local. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes în campania electorală și ducem în final alegeri. Mulțumim mult! Stimați telespectatori, sunt Adrian Simion, vă mulțumesc și noastră pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de Capital TV. Numai bine!